Păi ce-a fost între voi? A fost între noi. Ce-a fost între noi? Fiorul dragostei. Aha. Știi? Eu știu. Eu știu. Știi ce zic, Ricardo? Bravo, mă. Da, bravo, mă, nu știu eu. Știu. Știi. Am zis de Iancu, uite-te la episodul că s-a discutat ieri. Am vorbit 3 duleci de degeaba, că am auzit că vrei să mai bagi așa bețe roate, dar nu-i cazul. Dar nu bag eu bețe roate. Păi, dar nu există lui Denisa să vină să vină direct în emisiune? Da. A-u? Ce? Cum? Tu, da, vorbește normal. Da? Vorbește, dar nu vine, am intrat și cu mama. Mai stați, olea, că sunt mai puțin. Mai stați, așa nu ne mai certăm. Băi, să plătim seara de aici, băi. Hai, mă, lasă. Eu nu cred că Andreea au zis așa ceva. Da. Nu, dar mi s-a plăcut. Ai spus ei să vină sau taci în emisiune? Niciodată. Nu. Bă, dar voi v-ați vorbit să viața, ce? Mi-a spus ea. Cui eu zici? Da, cum ai zis că, cum ai zis și că Ngara nu i-a luat apărarea de timp după ce a început Coteanu pe mine. Dar de fi imparțial în față. Ai zis că ea mi-a luat un pic apărarea că Coteanu a atacat pe ea, dar prima dată ea o zi și după aia Coteanu a atacat. Ți-a luat apărarea. Dar ai zis că lasă-o, Denisa, că e așa o minte în față oamenii câteodată. O să se vadă la televizor. Hai, să ne mai centrăm pe materialul pe televizor când ai spus că a fost pofta inimii. Și ai dat-o că Iancu o iubește pe ea, dar de asta, de Denisa, doar se simte atras. Denisuca, prietena mea, și acum ai sărit pe ea. Și după ce mi-a plecat, ai sărit și eu. Denisa a fost doar de rezervă. Așa cum ai fost tu falsă și ai zis că Marius s-a pupat cu Jador și că stă cu David afară, așa falsă am fost și ai zis că e bata. Acum ce spui? Păi nu mi-ai zis tu mie că tu! Despre tine zici prin tăzii și s-a lăsat mesajele cu David. Despre tine zici. Despre tine zici. Mai vorbim cu el, mai replică. Nu, mesajele cu David. Despre tine zici. Și vedea că vorbești cu David și că tu l-ai pe David acasă. Eu nu cunosc niciun David, Andreea, nu. Eu n-am spus că v-a săciuți la emisiune. Da, am spus că când Jador m-a atacat, că și tu ai pupat-o pe Andreea. Da, am spus asta și recunosc. Dar eu n-am zis nici Jador pe afară, de-aia nu mai ziceți nimic. Eu nu cunosc niciun David. Eu n-am spus așa ceva. Să te uiți la o stară partea când i-am zis lui Jador că te-o pupat, că el te-o pupat pe Jador, de David, de ea mi-ai zis în afară. Nu mi-ai zis în emisiune, că n-ai fost fraieră să-mi ești. Ești o farsă atunci. Mi-ai zis în afară. Păi, dar mai falsă ca tine nu-i niciuna în casă. Asta fata mea, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Deci eu rămân șocată. Cine-i treaba ta, fată? Păi cum să spune dacă eu nu uzi, păi aș veni în emisiune, dacă aș fi cu omul ăla a doua oară. Fată, Andreea, că ce David cunosc? Eu asta spune ea. Astea sunt miciunile ei. Ce David? Iar mă repet, nu el, e altul postul. Eu mint. Eu mint. Da, așa cum ai mințit și că n-ai dormit cu Ricardo și pe ori mai recunoscut. Așa cum ai mințit și că ai zis mie că nu-ți place de Ricardo și pe ori mai recunoscut. Nu mai dau doar. Am spus doar adevărul. Bravo, Roxana. Am spus doar adevărul. Tu ești o minciună. Doar adevărul. Pentru că te-ai dat prietenă cu ea și după ce pleca din emisiune. Și tu când te-ai dat prietenă cu mine și te-ai dat pe lângă Ricardo? Nu m-am dat pe lângă Ricardo. Nu, nu fac asta. Și nu m-am uitat. Nu m-am dat prietenă cu el. Am făcut pentru tine că era disperată și plângea așa. Eu eram pe plaj, nu vorbi. Am spus să fac pe plaj, nu vorbi. Pentru tine l-am sunat atunci și tot pe mine mai băga. Tot pe mine mai băga la mine. Pe mine mai băga la mine. Nu, l-ai sunat ca să faci mișto de el. Tu mă minți în față, tu. Nu. Tu mă minți în față, tu. Pentru tine. Bă, dacă plângea și nu te ridica în picioare. Tu mă minți în față. Mă minți în față. Mă minți în față. Mă minți în față. Puneți pe tine. Stai, mă, stai, mă, ca Mariana. Dar vorbiți fără să vă lăsați! Dar vorbiți fără să vă lăsați! Bă, da, hai și vino! Băi, vorbiți fără să vă lăsați! Uite, eu stau! Uite! Uite! Hai! De când au venit Denisa, ți-ai luat aer de termină! Tu, dar nu mă mai zic! Spune adevărul! Dar spune adevărul! Mă mai lăsați în emisiunea asta! Am zis adevărul! Că e față de tine! Adevărul! Eu vorbit și de astea! Terminat cu astea! Băi, dar uitați aici clasă și rafinament! Ce clasă? Tu că mergi o coșoară! Tu mergi rafinată! Tu din mergi te zici că urlă! Clasă și rafinament! Curamiță, Lady! Stai că tu nu vorbiți normal, serios acum! Dar nu pot să vorbesc! Dar ce faci așa, Roxana? A făcut fata asta așa? Ce vorbiți normal? Exprimă-te, Roxana, că nu a vorbit ea așa. Adică ea, pe da. Vorba de trase, vorba că ea și că ea minte, ce că ea, ea. Nu știu, Roxanu, că nu te mai băga în discuții. Tu, Andreea. Cred că mă cunoști destul de bine din ce ai vorbit. Dar tu ce nu mai vorbi la plural, Roxana? Nu mă întreba, Livian, te-ai pupat cu Ricardo în afară? Am visat de vă numai pupat cu afară. Nu mă întreba că Andreea Mantea a fost la hotel la băieți, n-a fost la hotel la băieți. Am zis mereu adevărul, de ce să mint? N-am zis ce să mint. Nu mint. Da, și cu Ricardo, i-a spus că nu-mi place el, ăsta e adevărul, da, i-am zis. Nu, tu faci așa. La început e zis. Băi! Televizorul. Ba de una asta, fie că noroc. Bă, ce... Ia și șterge, Ricardo, că mine să vomit. Nu aduce apă pe fată. Ce să mă supăr, fată, când tu zici în gală că mie nu mi-a plăcut niciodată de Ricardo? Tu te auzi. Nu că nu ți-a plăcut niciodată. Nu, nu că nu ți-a plăcut. Că nu-ți mai place. Că nu-ți mai place. Nu că nu ți-a plăcut. Să te uiți la gală dacă ai pierdere de memorie. Că nu-ți mai place să n-auzi bine. Cum o zici, Bianca, că e lângă mine? Eu zic că îi mai place și încă mult. A, așa, nu că nu ți-a plăcut niciodată. N-am zis că nu i-a plăcut niciodată. Dar ce cretină să spun asta? Că nu-i mai, că nu-i place, că face teatru. Păi cum stă fata lângă mine la machiaj când eu stau și mă pup? Păi de unde vrei să mă machiezi, draga mea? Ia stai lângă mine, vreau să mă machiez. Tu terminați de minut? Tu terminați de minut? Tu terminați de minut? Pe mine n-ai cum să mă minți în față. Tăticule, ce faci aici, tăticule? Ai făcut tornadă, băi. Tornadă. S-a stricat televizorul? Ai rășit la față. O fă la solar. Ricardo, ai teamă? O scuipat televizorul când era Manuela pe ecran, așa tare l-a enervat. Doar să facă schimb de salivă cu tine, Manuela. Nu-i frumos, Ricardo. Iar gesturi de bătăran, îți dai pantaloni, acum scuipi. Mi se rupe p***te, na. Pedeapsă. Zici ceva, ce? Doamne ferește. Doamne ferește. Da, bă, Ricardo. Dacă asta merită, ce vine ea să zică pe aici? Zic ce vreau eu. Ce de nu mă știi? Nu mă așa dai de. Ce? Bă, bă, du-te cu acasă, că frești aici pe degeaba, du-te cu acasă de p***. Vii tu să scuipi pe ecranul, spală-te la gură mă înainte să vorbești de mine, fraierul, du-te mă p***. Feti, știi ce meriți? Să se p***ul pe tine, să se p***ul pe fața ta și asta meriți, că tu nu ești femeie, tu nu ești femeie. Eu că te-am p***ul pe tine mi-e rușine, că te-am dat p***. E rușine! Tu mie nu-mi zici da-te-a mă să vezi ce te pe emisiune, să vezi ce te pe emisiune. Merită oamenii să se pe față. Să-ți dea la să te tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie! Da, tu nu ești femeie, că ți-o dea toți ăla care nu-l ai. Cu ăla pe care nu-l ai, să-ți-o dea în ăla merit. Să-ți care nu ai. Faci reclamă la filme, păcat că n-ai buze. Te mai dacă-ți plac femeile, că știm că ți-o dai încă din sezonul 1, stai cu minte. Mamă, cât minte fata ta. Stai cu minte, că toată lumea știe. Bă, firea cu că mă duc acum la hotel unde ți-am dat la și mă uit pe registru unde am fost amândoi. Ce-ai făcut tu mie? Acum mă duc. De mai 10 ori să te mai... De mai 10 ori! De ți-am... Bă, fața ta! Acum mă duc! Bă, veniți la unul cu mine! Veniți la unul! Ce mereu? Las tu, Manu, tu! Ăla, nu mai băga seama! Sau aici e deschisă, de aia e deschisă, da, du-te! Haideți, mă, cu mine! Zici să vină cineva cu mine, că minte pe față pe toată lumea și vreau să dovedesc. Hai să meargă cineva cu mine! Du-mă, după, în pauză, între episoade, mă duc și arăt. În pauză, după episoade, mă duc și arăt că e o mincinoasă și minte pe toată lumea, dar mă duc între pauză, că m-a scos din sărite acum. Și arăt eu unde a fost ea. Arăt unde a fost. Deci eu nu intru în episodul 2 până nu mă duc și dovedesc. Și vreau să fie cineva cu mine să pot să dovedesc că nu minte pe toată lumea. De-aia, dar cine o început? Eu știu că iubești, de-aia e apărarea, dar chiar o greșit aici, au exagerat. Gândește-te că puteai fi tu în situația Manuelei. Să vezi că cine sare l-a iubit tu tot. Dar ce mai contează? De-aia, măi, o început, mai contează acum. Eu ești am adevărul cum vă iau ăla când te iei cu asta la altă. De dimineață cine a început? Ricardo! Îți dai seama că el... Că a băgat o victimă, nu știu, adică i-a zis ceva de genul că s-a culcat Marius cu Manuela, ceva de genul, știi? Nu, s-a băgat el la iurea, n-avea nicio treabă. Da, el o căutat, deci a fost supărat că l-a votat în gală, na. O căutat. Eu spun și eu a fost supărat și o căutat. Dacă te votează în gală, ce-i cu supărare? Doar să fie cineva de față cu mine între voi, să veniți cu mine, mergem cu taxiul sau cu mașina și mergem fix acolo unde am fost cu ea și să scoate omul la registru de la hotel și să ne arate acolo numele. Hai! Dacă minte așa pe față, bine. Am zis să fiu băiat bun, să nu vă... Te rog frumos, zi să meargă cineva cu mine, fix acolo duc. Fix la loc, acolo duc. Nu intru, deci nu intru până nu arăt că e o mincinoasă. Până nu arăt că e o mincinoasă, eu nu intru. Păi minte așa pe toată lumea, se dă spântă și cu minte și se dă de toată lumea când eu știu ce face ea. Și chiar are tupeul ăsta. Marius, părerea ta e foarte curios. Păi am un mesaj pentru fete, în primul rând. Ce mesaj? Să se gândească de 10 ori înainte să meargă la hotel cu... Piciorul de când am, frate. Adică nu te poți arunca, nu zic că a fost Manuela, să nu a fost, dar... Tu ca fată, mai ales într-o emisiune publică... De 10 ori înainte să fac un cuplu, cu cine fac un cuplu... Noi suntem băieți, frate. Cum se comportă omul ăla... Ele trebuie să fie mai calculate, dacă vor să aibă imagine bune, să nu știu. Eu v-am spus că nu s-a terminat povestea. La modul nu și-au spus tot ce au... Mai au chestii de spus. Adică noroi de... Cum pot eu să fac eu ceva să... Păi, hai să spun de ce nu vreau să fac un cuplu acum cu ea. Dacă eu aveam un cuplu acum cu ea, trebuia să-l iau pe ăsta să-l strâng de gât. Înțelegi? Da. Ceea ce n-am să fac, pentru că nu e problema mea. Dar nu puteam să stau impasibil așa ceva. Da, că au fost ei doi împreună, nu pot să stau să văd cum tu îmi jignești iubita. Înțelegi tu? Normal. Și eu trebuia să-l iau să strâng pe el de gât și de câte ori ei se certau, eu trebuia să mă strâng de gât cu el. Și nu e frumos. Rezolvați-vă problemele și... Nu ai cum să auzi așa ceva. Nu ai cum. Cred că niciodată de când e emisiunea asta nu s-a vorbit în halul ăsta. Nici în afara emisiunii, mă, frate. Nici în afara emisiunii nu s-a vorbit în halul ăsta. Și eram copii proști, nu foloseam cuvintele astea la adresa unei femei. Niciodată. Nu există așa ceva. E urât că vede și familia și se înțelege și altceva. Se face și de rușine. Păi să mă, ce să înțelegi? Nu-i pasă, mă, că își asumă toată, el chiar își asumă tot ce face. Ricardo, da. Foarte bine gândită orice reacție pe care o are. Nu...